Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Iată că am ajuns cu bine în cea de-a treia oră, da, în zi de miercuri, epicentrul săptămânii. Da, noi vă spunem că invitații noștri deja sunt pe loc, o să vă facem cunoștință în câteva momente, dar până atunci ne facem datoria și venim cu restul prezicerilor astrale. Ești de acord? Da, sunt de acord. Și cine urmează acum? Păi cine era la rând? Când mai ții minte? Săgetătorul. Da, așa? Da. Horoscopul zilei de 15 martie 2023 spune că nativii din această zodie încep un nou proiect. Ești tot mai absorbit de proiectele profesionale și nu uita să te preocupi și de viața ta personală. Relațiile amoroase au de suferit în această perioadă, așa că poate este momentul să porți o discuție sinceră cu partenerul. Păi, uite, când este vorba de discuție sinceră, e mai complex horoscopul, ai observat, nu? Da. Nativii din zodia Capricornului muncesc din greu, dar acest lucru nu pare să fie un impediment pentru ei. Le place munca, însă astrele te sfătuiesc să-ți iei vacanță și să te bucuri puțin de timpul liber pe care îl ai. S-ar putea să ai parte de schimbări majore în săptămânile ce urmează. Așa că, cu alte cuvinte, pregătiți-vă. Da, pregătiți-vă valizele și vacanța. Da, vărsătorii au noi perspective de viitor. Astrele spun că modul tău de gândire se schimbă radical. Întâlnești acea persoană care te face să vezi lucrurile mult mai clar. Relația amoroasă din prezent s-ar putea dezvolta și ar putea evolua într-o căsătorie. Căsătorie? Ia auzi, mă, prin ce perioade trec. Horoscopul zilei de 15 martie 2023 spune că nativii din zodia peștelor au nevoie de vindecarea rănilor din trecut. Asta e un subiect foarte actual în ziua de astăzi. Da. Tot se preocupă de psihosomatică, de... Dacă se discutăm, n-avem noi timp, nu ne ajung 3 ore. Asta le spun că viața ta va arăta complet diferit în momentul în care vei accepta că este nevoie de o schimbare de atitudine. Ai mai multă încredere în forța ta interioară. Te simți așa mai bine, mai după ce citești horoscopul, nu simți așa că ești o călăuză pentru cineva? Da, mă simt mult mai bine, pentru că am văzut că la Raci nu prea îmi convine și uite că mă... Te inspiri de la alții. Mă alimentez de la alții. Ce-mi convine, iau și ce nu. Da. Și eu rămân fără nimic, știi cum? Dacă le dispare lor norocul, să știți unde să căutați, la Mihaela. Da, adevărat. Acum vă spunem că recent, pentru că urmează să avem o discuție tare interesantă, recent scriitoarea Maria Pilkin a editat un volum de proză pentru adolescenți intitulat Doghi. Este o povestire despre relația părinți-copii, despre școală, cu bune și cu mai puțin bune. Totodată, Doghi vrea să ne spună, am citit eu, că nu există copii dificili, ci situații limită în care ajunge generația tânără. Ei, dar mai multe detalii discutăm cu autoarea care a venit în studioul nostru. Bună dimineața! Bună dimineața, dragă Mihaela, dragă Anatol! Într-adevăr, am venit cu Doghi, l-am adus aici cu mine. Și vă foarte mulțumesc pentru această invitație matinală. Voi v-ați trezit și mai dimineață cu mine. Și aducem cartea și vorbim despre cărți și vorbim despre Doghi. Într-adevăr, e o carte care m-a mirat și pe mine, pentru că o citesc, îmi semnalează și părinții și profesorii că e o deschidere din partea copiilor, pentru că îi zice plus și suntem dinspre copii spre adolescenți. Da, o perioadă complicată. Da. Am văzut și foarte multe recenzii din partea pedagogilor care spun, și mă gândeam și la titlu, la Doghi, că bănesc că e făcut inclusiv ca să-l atragă și pe cel mai... Cu siguranță, da. Să știți că am încercat cumva să-mi amintesc ce am învățat eu la pedagogie la facultate despre o particularitate, două de vârstă. Chiar și textul, când negociam cu designerii, am zis fiți atenți la text, pentru că de multe ori facem niște corpuri de literă minusculă și nu e prietenos. Iar ei la vârsta asta vor să citească ceva și frumos și de ce a ieșit o carte chiar drăguță și mă bucur pentru acest lucru. Înainte de a fi lansată cartea, chiar în evenimentul de lansare erau câteva întrebări la care își propune să răspundă cartea. Care sunt aceste întrebări? Ce facem cu Doghi sau ce facem cu noi care îl creștem pe Doghi, care îl traumatizăm pe Doghi, care îl naștem, care îl uităm, îl abandonăm, da? Pentru că noi toți suntem Doghi. Și copii, și maturi, și elevi, și profesori, și părinți. Și astăzi suntem Doghi, mâine suntem doamna învățătoare sau mama sau tatăl. Este și o carte despre bullying, este și o carte despre traumele pe care le depășim și devenim, pentru că la un moment dat mă gândeam ce să fac cu Doghi, să-i fac un happy end sau să-i fac un final foarte așa trist și realist. N-am făcut niciuna, nici alta, dar l-am scos, el a
devenit. A devenit medic veterinar, dacă citiți o să aflați ce face. E un băiat, e un individ care a învățat devenirea. Și mi se pare că noi toți avem nevoie de asta. Și mi se pare că este o carte care se adresează la toată lumea, practic, din Republica Moldova, pentru că, practic, prezintă destinul a sute de copii, pentru că fiecare cunoaștem pe cineva, ai cărui părinți au plecat peste hotar, migrația este un fenomen. Știi care e baza? Că eu mă regăsesc și în copilul din mine care trăiește. Sunt multe. De altfel, să știți că m-a întrebat o doamnă profesoară, că au întrebat-o elevii. Dar cine este Dog? E autoarea? E un personaj cumulativ. Mama mea nu a plecat niciodată în Italia, dar au plecat părinții colegilor mei, prietilor mei. Dar părinții mei au divorțat și eu știu ce înseamnă o ruptură, da? Adică sunt și eu aici, sunteți voi aici, suntem noi toți și undeva, să zic eu, scriitoarea a căutat niște direcții de catarsis în care să depășim acea limită despre care spunea Anatol. Probabil că poate fi și o terapie foarte bună, atât pentru pedagog, pentru părinte, cât și pentru copil. În același timp, faptul că noi ne regăsim în această carte, mulți dintre noi, înseamnă că autorul a făcut o treabă foarte bună, nu? Sper, dar aceste reacții, cumva, îmi confirmă și să știți că mă simt foarte alintată. Deși sunt o scriitoare cât de cât afirmată, parcă am dosar critic bun, am și niște premii, dar mă bucur ca un copil cu această carte, pentru că mai ales când vin reacțiile dinspre copii. Mi-a povestit un adult că copilul s-a retras în camera ei și a închis ușa și a zis că eu vreau să citesc Doghe. Alt copil a ieșit și a spus, da, volumul 2 o să fie? Și întrebarea care e? Da, adică... Răspunsul care e la această întrebare? Deja mă gândesc că... Urmează altceva, da, în aceeași cheie, dacă i-a plăcut. Alt copil a zis că devine fan Maria Pilkin și deodată m-am simțit așa cu un fan club. E un exercițiu, știu că Anatol scrie și el și știe cum e cu această reacție care vine dinspre public. Pentru că e una să stai acasă să scrii insertar și alta e să vezi niște oi care să spun, dar știți, eu sunt Doghe. Și m-am gândit că, uite, mi-a ieșit și cu acest titlu, pentru că erau mai multe variante. Da, apropo de titlu și de ce anume Doghe. Da, pentru că pornim de la dog, câine în engleză, da, și Doghe e și adjectivul cânesc, da? Un simbol canin, cum ar veni. Dar și substantiv. Da. Și atunci m-am gândit să fie scurt. Era la un moment dat medic de câini, Mr. Dog, adică mai multe variante, dar ăsta mi-a părut ludic undeva. Pentru că m-am băgat și eu în acest chat al inteligenței artificiale să întreb ce știe despre Doghe. Și mi-a spus că e un copil care iubește câinii. Și am zis, genial! Fain, da. Pentru că e un copil care iubește câinii, e un copil care se simte uneori abandonat ca un câine și e un copil care a devenit un matur responsabil și care iubește alte ființe, inclusiv câinii. Wow, ce tare! Așa, volumul 2, dacă vă gândiți, cam în ce direcție o să ia? Dacă... pentru că sunt foarte multe întrebări la care... E un concept în capul meu, tot despre copilărie, cred că, pentru că probabil că am nevoie să mă povestesc. În poeme am tot povestit, în critica mea n-am putut să mă povestesc din copilărie și mi se pare că există în copilăria noastră acel moment pe care, din care am supraviețuit cu toți, indiferent de ce familie am avut și cât de bine am trăit și au divorțat ei sau n-au divorțat. Dar iată, felul în care noi am devenit din acel punct mi se pare determinant și ne configurează ca personalități. Și am să revin acolo. Poate o să aduc un personaj feminin de data asta. Noi o să fim cu ochii pe tot ce urmează, dar în câteva zile, pe 17, cred, are loc chiar evenimentul de lansare, da? Da. Așa. Ce personalități vor mai fi prezente acolo? Să știți că prima va vorbi o elevă, Smaranda Cergă, elevă la liceul Asache, a citit și am avut un feedback din partea ei și prezentat la școală ceva într-un proiect. Va vorbi Nadejda Ivanov, care e cercetătoare critic. Va vorbi Cristina Coad, traducătoare, dar este studenta mea și mi-a dat semnale, m-a îngădat-o această carte. Și va vorbi Vasile Botnaru, jurnalistul și oenograficianul, cu care la fel aveam o prietenie și mi-a dat semnale că e o carte cu care s-a întâlnit. De fapt, să știți că va fi o suită de evenimente cu această carte. Inițial vorbim Consiliul de Părinți. Și cei invitați sunt fie copii, fie părinți, fie bunici.
și părinți. Pe urmă va fi Consiliul Pedagogic în altă locație, va fi și Consiliul de Elevi și în formatul observați că eu moderez, adică m-au tot lăudat criticii și sărut mâna, acum vreau să fie un dialog aproape social în care să discutăm despre Doghe, care este un pretext să ne aducă să ne întrebăm ce facem cu copiii noștri, ce facem cu noi atunci când avem un copil sau când suntem profesori la clasă sau când suntem un adult într-o lebuz și ăsta e cu căștile în urechi și noi îl bruscăm pentru că ne poziționăm ca tot știutori. E despre asta mi-am imaginat eu. Am și discutat cu ceva lume, dar și am văzut și inclusiv pe Facebook reacțiile. Mulți spun că este o carte într-adevăr care emoționează și mi se pare extraordinar faptul că mulți dintre noi ne putem identifica cu personajul principal. Și cum a spus cineva, Maria Pilcă n-a făcut o treabă bună. Da. Foarte mulțumesc. Noi vă mulțumim mult și vă dorim să aveți mult succes, inspirație pentru volumul 2 și pentru că dacă te avântezi foarte mult în copilărie, găsești foarte multe izvoare de inspirație acolo. Toate bune. Mulțumesc mult, o zi bună. Bine ne-a dat. Da, în felul acesta avem și noi de mă pentru acasă, să vedem, să citim Doghe. Da, să vedem, și să ne răspundem la unele întrebări, pentru că eu am zis, tot timpul vorbesc cu copilul din mine și acolo încă sunt niște lucruri nerezolvate. Da, și care uite că mă afectează pe mine ca și matur. Așa este. Până ne lămurim noi cu partea noastră interioară, colegul nostru, Alexandru Leahu, a făcut și el un reportaj foarte interesant. Da. Știi de ce? Pentru că suntem la mijlocul lunii martie și avem... Și bâzii, se aude niște bâzii, da? Da. Spatele nostru e deja acolo cineva. Avem temperaturi prea generoase pentru această perioadă și am înțeles că apicultorii au început deja lucrările de primăvară. Așa este. Și colegul nostru, Alexandru Leahu, se află acum la o prisacă și ne oferă mai multe detalii. Alexandru, bună dimineața, te ascultăm! Mihaela, Anatol, bună dimineața! Bună dimineața, dragi telespectatori! Să știți că mă aflu în pădurea din satul Dânceni, raionului Aloveni, iar aici este o frumusețe de nedescris. Ba mai mult, să știți că mă aflu în stupina apicultorului Petru Ursu. Dumnealui deja a început primele lucrări din acest sezon apicol, iar mai multe detalii ne va oferi chiar domnul Petru. Domnul Petru, bună dimineața și vrem să vă întrebăm cum merg lucrările. Bună dimineața! Facem primele lucrări de primăvară, facem revizia de primăvară albinuțelor, vedem cantitatea de hrană care mai este, dăm turte proteice, micșorăm cuibul, încălzăm cuibul mai bine, că în perioada asta albinuțele încep să... Așa, noi trecem la treabă. Să amene și este puietul. Noi ne-am și echipat corespunzător, pentru că tehnica securității e mai presus decât toate. Așa. Așa. Aici avem familia de albine. Da? Ca să explicăm telespectatorilor. Așa. Nu le deranjăm noi tare mult cu această intervenție a noastră. Le deranjăm, da, dacă trebuie de lucrare, intervenit. Lucrare, da? Da, dacă trebuie de intervenit. Vreau să ne spuneți ce avem aici și cum, care e situația după iernat. După iernat, după cum vedeți, albinuța zboară. Și noi i-am mai ajutat cu puțină hrană proteică. Pe parcursul iernii, da? Cu o săptămână în urmă eu am pus. Aha. Așa. Aici, aha, avem și polen este, da? Hrana au destulă după aia. Hrana iar, au destulă. Da. Ia că asta ramă, puțină hrană are, dar e puțină și a intrat în iarnă. Domn Petru, dar cum au iernat ele așa? Binișor? Binișor. Aici hrană este mai multă. Deși ne apropiem de cuib, deși hrană e mai multă. Și acum noi ce urmează să facem? Iată... Curățenii facem și strâmtorăm cuibul. Aha, strâmtorarea cuibului. Cât mai puțin reme, albinuța și hrană. Destul de active ele în această perioadă. Da, deja. Normal, normal. Dar încă nu ies din stup, da? Ies. Toate și... sau așa? Aha. Nu, niciodată ele nu ies toate. Ia că aici avem polen proaspăt pus. Rozov, asta e de la viorele. Da, vreau să vă întreb dacă ați avut ceva pierdere de albine în această iarnă. Da, două familii am pierdut. Două, da. Este puțin, așa, în comparație cu alte ierni. E normal. Aha. Mm-hmm. Așa. Aici avem chiar multe să... Aici aveam un puiet proaspăt, căpășit și descăpășit.
Care sunt prognozele dumneavoastră, iată, în acest an? O să avem destul, apicultorii o să aibă destul de miere. Prognoze în apicultură e greu de făcut. Aha, nu tot ne puteți da niște prognoze. Tot depindem de și alte sus. Dacă ne dă Dumnezeu ploaie, este floare, aha, este și nectar. Uh-huh. Domn Petru, dumneavoastră aveți destulă experiență în acest domeniu. Dacă ați putea să dați câteva sfaturi pentru așa, pentru apicultorii începători. Principalul acum primăvara e cât mai strâmt de pus cuibușorul. Uh-huh. Cât mai strâmt. Adică cumva cât mai, da, mai aproape. Și în plus noi mai scoatem. Uh-huh. Că el se mai... Pentru ce se face asta? Ca să fie asta se face ca să fie mai ușor să se încălzească. Uh-huh. Dar cei care nu au reușit încă să aplice turtele proteice, ce trebuie să facă? Niciodată nu-i târziu. Ah, niciodată nu-i târziu. Aha, am înțeles. Bine, și în următoarele zile ce urmează să mai faceți în stupină? Următoarele, peste vreo săptămână, aha, vedem iară starea lor și mai corectăm situația. Hmm. Unde mai punem o rămculiță dacă e prea strâmt, unde mai scoatem iară. Asta de-am procedură merge tot timpul, toată vara. Și așteptăm vremea să fie cât mai favorabilă, și așteptăm să culeagă. Văd că culeg polen și probabil și puțin nectar de la viorele și de grabă înflorește cornul. Sezonul apicol a început cu bine în acesta. Da, sezonul a început normal. Depindem de natură. Ah, dar anul trecut cum a fost așa? Pe scurt. Bine. La noi aici salcâmul e foarte bun și a fost și la tei, dar tei mai puțin. Câte miere ați strâns de la o familie de albine? Undeva vreo 30 kg. Mm-hmm. Numai decât încălzitul. Încălzitul e ca așa așezăm piernile ghilișor. Ah, să fie așezat, că da, este încă probabilitatea, pentru că înghețurile tardive de primăvară pot să mai facă niște probleme. Și înghețurile, dar dacă are puiet, de acum trebuie de încălzit bine, că să nu răcească puietul. Dacă răcește puietul, să încep diferite loși, european, americană. Pentru dăunători, tratamente când urmează să faceți? Eu tratament primăvara nu fac deloc, fac tratament la sfârșitul lui august aproximativ. Vara tot nu fac deloc, tot tratamentul îl fac numai toamna. Și-l fac cu medicamente care nu lasă reziduri. Mierea sa și de calitate bună. Domn Petru, eu vă mulțumesc mult pentru aceste sfaturi care le-ați oferit. Sperăm că o să le prindă bine apicultorilor, chiar cei cu experiență sau și fără experiență. Să-ți mai amintești câteodată, niciodată nu-i târziu. Exact. Să mai repeți. Da. Dragi telespectatori, noi aici v-am transmis informațiile din pădurea de la Dăncieni. Mihaela, Anatol, să știți că eu am văzut aici niște urzici și cumva vreau să vă provoc ca în timpul apropiat să venim la strâns urzici. Și aștept răspunsul vostru după această emisiune. Iar voi, dragi telespectatori, vă doresc o zi frumoasă și aveți grijă de voi. Mihaela, Anatol, aveți legătura. Am prins legătura, oare am prins și provocarea lui Alexandru? Eu zic să nu mai așteptăm până la sfârșitul emisiunii, zicem da. Da, este răspunsul nostru. Numai o condiție, Mihaela să fie fără mănuși, da? Pentru că tu trebuie să simți, trebuie să simți natura. Trebuie să îndure toate nevoile. Mai puternice, pentru că s-a demonstrat că femeile sunt mai puternice decât... S-a demonstrat, asta nu înseamnă că vrem să fim întotdeauna cele mai puternice, înțelegi? Uite că eu cumva ți-aș sugera ca această provocare să fii puternică. Mulțumesc, o să mai vedem cu mănușile, totuși pentru a culege urzică e important să fie echipat corespunzător. Exact, și trebuie să fim foarte atenți la căpușe, după câte am înțeles că cam prin locurile astea și de obicei prin pădure, da, acolo, pe lângă râuri, pe lângă lacuri, se da. Întâlnesc astfel de viețuitoare pe care noi le deranjăm și ele, faptul că sunt deranjate, își apără și ele locul și traiul. Dar următoarea noastră invitată este femeie foarte puternică, da, a cântat de mică în satul ei de Baște, în Coșernița, în raionul Florești, iar muzica e parte din viața ei. Așa este, recent a lansat un videoclip, așa că am invitat-o în platoul nostru să ne spună cum a fost la filmări, dar și care sunt proiectele la care lucrează acum.
Vorbim despre interpreta Nătălița Munteanu, este alături de noi și spunem bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, drag de voi, de fiecare dată, v-am mai refuzat, dar vreau să mă credeți că nu intenționat și nu sunt obraznică și nu sunt rea. Viața câteodată așa ne pune în situații. Dar așa mi-a plăcut cum ați vorbit de căpușile astea și n-aveam răbdare să zic și eu că eu sunt mai puternic ca o căpușă. Da. Mai rea sau mai tare ca o căpușă. Deci fug toate de dumneavoastră, cred că. Toate de mine. Deci, o să mergem la urzici cu dumneavoastră. Cu dumneavoastră. Cu drag. Acum, noi vrem să vorbim și despre videoclip, neapărat, dar în același timp ne-ar plăcea să și depănăm niște amintiri, poate din copilărie, pentru că se spune că succesul în carieră inclusiv sau reușita în carieră își trage rădăcinile inclusiv din copilărie. Despre mama dumneavoastră ați vorbit de nenumărate ori și ați spus că a făcut eforturi foarte mari pentru a vă crește. Chiar povesteați undeva că mergea prin sat și că culegea cântece, da, pentru dumneavoastră. Ce amintiri vă leagă de acea perioadă? Cu siguranță cunoașteți că eu sunt o femeie vorbăreață. Nu știu câte emisiuni avem nevoie și eu și noi împreună ca să vorbesc. În primul rând am ce povesti, într-al doilea rând eu sunt o nerăbdătoare, dar ce ține de mamă sau întotdeauna cum îmi place să zic, activitatea mea e așezată pe niște piloni extraordinar de puternici. În primul rând, asta este mama, într-al doilea rând este Serghei Lunchevici, Gleb Ceaicovski Mireșanu și, bineînțeles, Serghei Ciuhrii. Am avut rost în viața mea de niște oameni care m-au iubit fără răsplată, m-au iubit pentru nimic, mi-au oferit totul pentru nimic, au făcut totul pentru mine. Începând cu mama, ce să vă spun, eu am rămas de la vârsta de 6 ani fără tata, ea m-a crescut de una singură și așa cum zic eu în emisiunile mele, în toate, ea doar sufletul nu și l-a scos pentru mine, pentru că dacă era necesar, cu siguranță și inima o dădea. A fost o fire extraordinar de puternică, avea niște necazuri, avea vreo 5 operații la un picior și când am adus-o la Chișinău la mine, pentru că ea ultimii 10 ani a locuit la Chișinău, și o întrebam, mamă, da totuși durerea asta, și ea zice, și zi și noapte am simțit-o, odată mai puțin, odată mai puternic, dar n-a încetat să o doară acel picior, dar n-a încetat să muncească. Și întotdeauna îmi place să zic la mama, în grădină era ca în farmacie. Îi plăcea așa pe ațișoare, pe frânghiuță, să planteze, să dească. A fost o gospodină, o maximalistă. Nu s-a mai cruțat, așa cum spune țăranul nostru. Deci, cum am spus mai sus, femeile sunt puternici, foarte puternici, sunt cele mai puternici. Nu știu dacă chiar trebuia atâta putere sau atâta jertvire de sine. Da, eram student, ni se dădea, noi nu am învățat așa cum învață copiii astăzi, noi am scris cu pixul, noi am avut conspecte. Dar dragostea pentru folclor, de unde a venit? Pentru că copiii deprind de la părinți și ați avut marele noroc ca mama dumneavoastră să fie îndrăgostită de folclor. Păi, ce să vă zic, eu cu așa cum nănașul meu întotdeauna zice, eu sunt foarte mândru că eu vin din țărani, din pământ, el chiar spune așa, și de la mine miroasa pământ, așa cum îmi place mie să miros pământul. La fel, eu vin din clasa muncitoare, mama pur și simplu cânta că îi plăcea să cânte, sau v-am zis că ultimii 10 ani chiar a fost țintuită la pat. Și când vedea că îi mai făceam eu câte o surpriză, de fel, pentru că eu de felul meu năucit așa, mai mult îmi plac surprizele să le fac decât să le primesc, și îl iubea nespus pe Marin Ganciu, și eu cel puțin de ziua ei de naștere luam ovioară, o cobză, și Marin îl rugam, pentru că Marin tot este un tip așa ales și nu se dă cu una cu două, dar când era vorba de mama, bineînțeles, pentru că el tot are ceva aparte față de maică-sa, de părinți, de baștină. Și eu zic, Marin, mama te iubește, nu neapărat o fată tânără să te iubească, mama te iubește. Dar și Nătălița Munteanu știe să convingă oamenii. Adevăr. Aici eu la fel două. Am o vorbă așa, ca să conving pe cineva, zic, eu mă dezbrac cu pielea, dar mă rog. Dar acum mă gândeam că tot ce a făcut mama dumneavoastră pentru dumneavoastră a reprezentat lucrurile astea și un reper în comportamentul dumneavoastră față de propriu
proprii copii. Adică... Dar bineînțeles, vorba ce sângele apă nu se face, da. Sau generile meu, nu când face nervi, dar câteodată, hei, mă micuță, la care fiică mea zice, păi, dar cu ea să-i seamăn, că nu o să-i seamăn vecinului. Cu siguranță în viața fiecare. Dacă și soacră, cum sunteți? Mi-a venit zilele astea, m-a telefonat chiar cineva și mi-a spus că place că de când eu sunt bunică, nu mă doare dragănică. Uh-huh. Dormind într-un miez de noapte, pentru că toată lumea știe că noi suntem hăbuși așa de felul nostru și stăm cu hârtia, cu pixul lângă noi și în noapte ce mi-a venit astea două rânduri și nu găseam nici agenda și nici pixul. Și deja copiii îi spuneau, zice, am simțit-o pe mama îmblând prin casă, am înțeles că nu găsești pixul și foaia. Așa, într-o bună seară, deși nici nu l-am pornit, dar sper că o să-l duc la bun sfârșit, mi-au venit două rânduri. Am ajuns să fiu și soacră, nici prea dulce, dar nici acră. Așa că bănuiesc și eu, nu știu dacă sunt rea, noi suntem cu casa fiecăruia. Oh, ce bine, e bine. Eu nu prea pot, încerc așa să-mi bag nasul. Să mai deschide sus, așa să mai deschide. Exact. Da, da, da. Înțelegeți, probabil pentru cei care mă mai împart și cu tata eu, cu părerile, cei care au fete și așa cum îmi place mie să zic că eu sunt din 1812, că educația de atunci nu că fata mea nu este, dar adevăr să vă zic, când a venit momentul, pentru că eu dormeam cu ea într-un pat și când a venit momentul și mi-era foarte greu să înțeleg, ginerile îmi spunea că înțelegeți, așa sunt timpurile acum și noi trebuie să locuim, nu erau căsătoriți, noi trebuie să trăim deoparte și mai nu știu ce. Mergeam pe drum și plângeam și îi spuneam și lui și ei, mi-ați luat o mână și un picior sau mi-ați scos un ochi. Noi totuși suntem cei de atunci. Și ați acceptat până la urmă, că s-au aranjat lucrurile. Ei, dar și dacă băiatul era bun, clar că trebuie să te bucuri cu un merit în mâini bune și are grijă de fată și... Da. Asta e cel mai important. În calitate de bunică, cum sunteți? Îi alintați? Cum? Zilele astea nu prea plâng eu așa, dar o înțeles bietul copil că bunica mai are niște probleme de sănătate și așa m-a cuprins și zice... Bunică, eu voi avea grijă, dar te rog frumos, n-o să te pot, să ai grijă pentru că n-o să te pot duce în braț, că ești prea grea. El, sărmanul copil, și-ar dori să aibă grijă de bunica, dar e o dulceață de copil și ce să vă spun, dacă nu am avut, eu nu am avut frați, nu am avut surori și atunci când a apărut pe lume Marius, feciorul meu, a fost un buz de aur pentru rudenia mea. Acum Mihaela l-a adus, e o frumusețe de copil și mai ales că este foarte... Deci el cumva v-a dat înțeles, ai grijă de sănătatea dumneavoastră, dragă bunică, pentru că asta ne dorim noi, să fim fericiți alături de... Bunica așa a fost la noi, pentru că eu întotdeauna zic, cum v-am spus, mama nu și-a dat doar sufletul și inima pentru mine și am mai avut eu așa niște încercări și fata mea când s-a căsătorit, eu generului i-am spus că acolo unde ai găsit-o, apartamentul celălalt e apartamentul Mihaelei, aparține Mihaelei. Ei au fost un pic plecați și s-au întors în perioada pandemiei. Eu fără bani, fără serviciu, fără de toate și-au luat bunica valiza, așa a eliberat apartamentul, trebuia să elibereze pentru copii. Ei și Dumnezeu a făcut minunea și bunica și-a cumpărat ceva și mai frumos, așa pentru bunică. Vreau 100 de metri pătrați așa. Și nepoțelul vine într-o bună zi și zice, bunică, dar nu vrei, dar trebuie să ne dai apartamentul tău nou. Și bunica ce a zis? Deocamdată bunica nu a zis da. Nici nu. N-ați acceptat. Sunt toate sentimentele astea frumoase. Da, în relația de bunic-nepot, cumva s-au materializat într-o piesă, uite așa arată o bunică pentru care ați realizat și un videoclip. Ne spuneți un pic, ne dați din casă, din procesul de filmare. Da, ce să vă spun, noi chiar artiștii suntem așa improvizanți, da? Și vreau să mă credeți că chiar nu mi-am planificat, pentru că mai târziu chiar și maestru Dascăl dirija orchestra și zice, Natalia, dar de ce nu ne-ai spus și nouă? Eu nu știu cum așa după culise în timpul concertului i-am zis la un dansator, uite pe rândul cu tare stă fiica mea, uite pe dreapta stă, uite așa. Și fiica mea zice, mamă, eu zic, dar cum ai dat tu copilul? Dar ei zice, mamă, uite, nu știu de ce. Dansatorul s-a dus, parcă a furat copilașul ăsta ca un puișor de
îngeraș ceva. Exact. Și mi l-a adus. Zilele astea am avut o, până la decesul un an, am avut un program undeva. Și o doamnă în sat îmi spune, zice, doamnă, eu am asistat, am fost în sală la jubileul dumneavoastră și țin minte cum dumneavoastră l-ați luat în brață și i-ați șters așa năsucul, ca o bunică adevărată. Eu nu i-am șters năsucul, el era foarte micuț și avea așa, îi curcea ca un bibeluș așa. Da, da. Și eu repede așa am șters niște momente așa, fără ca da. Să le planific. Astea sunt cele mai de preț, iată, astea care sunt... Și el câteodată îmi spune, bunica, hai să privim filmarea. Înțeleg și pentru el e, dar eu mă bucur cel mai mult că e o istorie pentru el. Vor trece ani, bunica nu va mai fi, dar el avea jumătate de an atunci. Deci e un moment pentru mine foarte frumos. Uh-huh. Și ce lucruri v-ar plăcea sau sperați să deprindă, să fure de la dumneavoastră? Am crezut că o să mă întrebați ce v-ați dori pentru viitor. Mi-aș dori să ajung la nunta lui Luca. Ce frumos! Dar ce o să deprindă, cred că nu contează, pentru că face parte dintr-o familie foarte bună, plină de cultură, plină de educație. Nu pentru că este, nu o să-mi dea să mint doamnele educatoare, nu pentru că este nepoțelul meu sau, cum îi zic eu, fiicii, nu pentru că este copilul ei, dar fiica mea am senzația că nu-mi seamănă mie. Atât de frumos îi educă copilul ăsta, fie că ea a înțeles că eu chiar mă șchiopătând pe alocuri și îi ajut cu ce pot, dar chiar nu pot să stau. În primul rând, eu sunt omul drumurilor și ea probabil înțeleaptă, dar ea foarte mult și-a dorit copii. Și au o relație extraordinar de pe locuri, aș zice, inteligentă. La ei nu lipsește cuvântul te rog. El, la vârsta lui de 4 ani jumătate, își curăță papucei. E pus în capul misii că o mâncat și își curăță dinții, să-mi fie iertat obrăznicie. Nici eu nu fac lucrul ăsta atât de des. E un copil, într-adevăr, foarte bun, bunicel, dar bunul Dumnezeu a avut grijă probabil de noi, dar și Mihaela atâta depune și ajunge timp și ajunge răbdare și sănătate și bineînțeles că mă bucur pentru lucrurile astea. Ce să vă spun, în interviurile mele întotdeauna am zis că eu atunci când am rămas însărcinată, ea nu m-a lăsat cel puțin 9 luni să pun mâna pe cârpă ca să fac ordine, ca să nu se întâmple ceva. Atât de mult l-a așteptat pe Marius. Și acum Marius, când îi răspunde câteodată înapoi, zice, mă doare că eu te-am așteptat atât de mult. Da. Dar da. E frumos. Doamna Munteanu, noi vă mulțumim mult că v-ați făcut timp în această dimineață. Vă dorim multă inspirație, fericire și să ajungeți cu bine, cel puțin la nunta de aur a lui Luca. Da. Și deja, cum a vrea Dumnezeu mai încolo. Ce să vă spun și vă mulțumesc pentru invitație. Iertată să-mi fie refuzul că v-am refuzat, dar e motivat. Mi-e drag de voi și vă invidiez, sunteți atât de tineri. Da, vă mulțumim tare mult. Tineri. Că cineva mai tânăr, cineva mai puțin tineri. Frumoși, tineri și frumoși. Vă urez putere, emisiuni frumoase, invitați pe potrivă și să dea Dumnezeu să fie pace. Așa să fie. Vă mulțumim mult. O zi frumoasă. O zi frumoasă. Iar acum, hai să vedem și noi videoclipul. Sigur, să-l urmărim chiar acum. Și să și mai mai trei flacai la joc mă închei mai mai. Și m-au luat tăți la încercare, au crezut că-s fată mare. Hai, eu le-am spus, n-ai bă frică, dar să știe că-s bunică. Și la lucru așa, 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 dar la joc nu te-a apucat. Că de când eu îs bunică, nu mă doare, dragă nică. Sumă muca și-ai mai mare, mai mai, cum videați bunică-n floare, mai mai. Iar de ani de loc nu-i pasă,
se întoarce și ceasul, cât flăcăi nu-ți în pasul. Ușurel mă mișc la treabă, dar la joc alerg în grabă. Că de când eu-s bunică, nu mă doare dragă nică. Fată mare, mai mai, baiși, bacole, mă doare, mai mai. Dar de vorba de-a pitreși, dintr-o dată tătă-i treși. Chiar și la o sută mia, o să-mi placă veselia. Iar la joc sunt, știți de frică, dar n-ați văzut așa bunică, bre. Că de când eu-s bunică, nu mă doare, dragă nică. Și iar la joc să-mi știți de frică, că n-ați văzut așa bunică, uite așa, 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 măi. O bunică, da, foarte frumoasă, energică, foarte energică, da, 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 da. Tare fain, îi mulțumim mult pentru prezența ei și multă inspirație, pentru că are nevoie de inspirație orice artist și noi am văzut noaptea, chiar da. când e prin casă, doarme, da. Are nevoie un pic și o hârtie, pentru că orice idee trebuie prinsă atunci când corect, e momentul. Și are și o prestație scenică foarte frumoasă, inclusiv la capitolul vestimentație și îți propun tot despre asta să vorbim în continuare, pentru că o să vedem niște modele îmbrăcate cu costume populare și încălțate în opinci, care au urcat pe podium. Da, alături de creații pentru sezonul de primăvară-vară într-o prezentare de modă destinată celor mici organizată la Cluj-Napoca. Portul popular se regăsește tot mai des în tendințe. Astfel, o prezentare de modă pentru copii, desfășurată la Cluj, a reunit atât ținute elegante sau avantgardiste, cât și tradiționalul costum popular. Folcloric se cheamă colecție, o colecție veselă, adresată copiilor, jucăușă, culori vii, materiale naturale, povești nespuse, dar scrise prin broderie, mărgele și culoare. Copii foarte veseli, foarte pozitivi, toată lumea abia aștepta să se îmbrace, ceea ce pentru mine e totul, mai mult de orice cuvânt. Grigore Lup, cizmarul din Cluj, cunoscut pentru inventarea pantofilor de distanțare socială, a creat opincile pe care le-au purtat copiii pe podium. Am avut așa o emoție când am văzut opincile și copiii atât de frumoși. Irina e un designer deosebit. Locuim în Cluj, amândoi și eu și Irina, dar suntem consăteni din Comuna Chivie, județul Cluj. Și avem atelierile aproape unul de celălalt. Și a venit la mine, mi-a spus despre ce e vorba, mi-a spus în mare culorile cam care ar trebui. Eu am făcut rost de piele, diferite culori, cum mi-a spus el, verde, albastru, roșu, tot felul de culori. Peste 60 de copii din România și Republica Moldova au defilat în ținutele create de designer. Am făcut evenimentul acesta ca să promovăm noile colecții, noile tendințe, colecția de primăvară-vară. Prezentarea de modă a reunit creațiile mai multor designer, printre care Cătălin Botezatu, Bianca Sas sau Nicoleta Marin. A venit momentul să dăm jos sacul de pe noi, că a venit momentul să încheiem emisiunea. Să ne apucăm de muncă, să ne răsuflăm așa frumos la mâneci. Că tare vom transpira, da, și bătături în palme o să avem, pentru că o să muncim din greu. Tu vorbești despre culesul urzicilor la care... Da, acolo fără multă muncă, fără mult efort, oricum o să simțim noi pișcăturile. Da, dragii noștri, vă spunem pe curând, pentru că noi ne revedem mâine, joi, tot de la 7, ca de obicei. Da, așa este, nu se schimbe nimic, stați aproape.